Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Da, avem corona, Omicron, mă gândesc. Eu abia acum mă duc la test. Cipri a ieșit pozitiv marți, adică marți s-a făcut și, mă rog, miercuri a venit rezultatul de la PCR. Și eu tot mi-am făcut în fiecare zi de atunci și tot a fost negativ, nu am nicio simptomă, pe el îl doare gâtul și se simte așa mai obosit, dar deja se simte oricum un pic mai bine. Și da, eu trebuia, de când mi-au venit hârtiile pe data de 3, adică miercuri, joi, în 48 de ore maxim să merg să mă testez, adică merg acum. Și apoi trebuie să merg pe data de 9. Da, cam asta e, nu am nicio simptomă. Îmi fac griji, desigur, pentru Ianis. Sper să nu, nu știu, să nu fie grav. Că, na, cu siguranță și el este pozitiv. Pentru că, na, ne-am jucat, ne-am pupat, ne-am... Ca de obicei. Evident că Cipri a stat departe de el în perioada asta, însă eu nu am putut, adică știți și voi cum sunt bebelușii, mai ales dacă sunteți obișnuiți să vă drăgăliți toată ziua bună ziua, el vine în continuu să mă pupe, încerc să evit să mă pupe gen pe gură sau așa, dar da, mai greu cu bebelușii pentru că ei nu înțeleg și na, poate s-ar simți, nu știu, jigniți că nu vrei să-i pupi sau ceva de genul. Și oricum este inevitabil să se îmbolnăvească dacă stă în casă cu noi. Na, eu fac mâncarea și așa mai departe. Bun, acum merg la test. Mi-am făcut acasă un test din ăla și a ieșit pozitiv. În toate zilele a ieșit negativ, deci de marți și așa. Și acum a ieșit pozitiv. Într-adevăr, parcă simt așa un pic că mă zgârie așa pe gât, nu mă doare. Dar de când am aflat că Cipri e pozitiv, parcă tot mă simțeam așa obosită, să nu știu ce, dar cred că era efectiv psihic. Că știți cum e, când cineva de lângă voi are păduchi, parcă începe să vă mănânce și pe voi capul. Deci cred că e efectul ăsta. În fine, acum mă duc la test și vom vedea, mâine va veni rezultatul. O să vă scriu cum este, însă sunt convinsă că o să fie pozitiv. Și da, să vă dau un sfat. Dacă cumva auziți că ați avut contact cu cineva sau ceva de genul, pe lângă faptul că, da, să mergeți să vă faceți cumpărăturile, pentru că veți sta în casă, să vă faceți fulul la mașină sau să fiți sigur că aveți motorină benzină, pentru că uitați la mine. Cam așa e situația. 0, 0, 0, liniuță, liniuță, liniuță. Deci sper să și ajung acasă. Dar, na, că teoretic nu am voie să am contact cu nimeni, așa e? Da. Let's see. Ah, bun, cam asta a fost. Am ajuns acasă, sunt în fața casei, dar am zis să stau să vorbesc un pic cu voi aici. Am primit această foicică cu codul aici, în care în aproximativ 24 de ore până la 48 de ore îmi pot verifica rezultatul, care probabil va fi pozitiv, am spus, pentru că cel de acasă a ieșit pozitiv. Bun, da, a durat destul de puțin, a fost rapid, n-am stat să filmez așa, dar nu era nu știu ce de filmat. Se făcea în clădirea aceea, hala, mă rog, aceea galbenă, pe care v-am arătat-o puțin mai devreme. Se intra pe o parte, se ieșea pe cealaltă parte, erau două stații, ca și cum. Prima dată m-am oprit la un container, unde era o tipă care, să vă spun, pe bord a trebuit să-mi pun pe o foaie A4 numărul de asigurare, ca să nu-mi ia e-cardul, mă rog, cartea de asigurare, mă rog, în fine. Și foaia în care scria că trebuie să merg în 48 de ore maxim să mă testez. Pentru că aici nu era o stație de testare normală, adică nu te poți duce aici să-ți faci un test antigen sau antigen din acela rapid, nu poți să folosești pentru muncă, deci efectiv este pentru cei care au o probabilitate mare că sunt
bolnaviți cu corona, că sunt infectați cu corona. Adică persoanele de contact sau efectiv persoanele care sunt, au ieșit pozitive și na, se duc să se testeze ca să vadă dacă ies din carantină sau cât au CTVR-ul, adică unitatea aceea de măsură în care ei își dau seama dacă tu ești contagios în continuare sau nu. În fine, nu știu dacă așa este și în România, dar dacă este sub 30, ești contagios, dacă este peste, ești ok, ești safe pentru celelalte persoane. Da, ce să vă mai spun, cam asta a fost. Deci la prima stație a scris numărul și mi-a dat acea foaicică unde îmi pot verifica rezultatul și un recipient. Și la următoarea stație a venit tipul care efectiv mi-a făcut testul și m-a întrebat atunci dacă vreau din nas sau din gură, din gât. Am ales din gât pentru că de fiecare dată când îmi fac din nas îmi curg foarte tare lacrimile și mi-e greu să suport. Și au fost locuri în care nu m-a întrebat nimeni și făceau efectiv cum doreau ei, așa că m-am bucurat că m-a întrebat. Sper să-și iasă. Eu când mi-am făcut testul de dimineață mi-am făcut în gură și după aceea mi-am băgat și în nas ca să fiu sigură ce-mi iese. Și am insistat mai mult ca și cum, dar mă gândesc că o să iasă pozitiv. Dacă nu, oricum când am simptome trebuie să sun din nou și să merg din nou. Și automat când v-am spus pe nou ar trebui să ieșim din carantină, adică pe 11 să ieșim, ar trebui să mă testez iar. În fine, dacă ies acum pozitivă, mă gândesc că o să-mi pună încă 10 zile în plus de carantină. Dar, în fine, după 6 zile am voie să merg să mă testez tot aici și atunci, în funcție de acea unitate de măsură despre care v-am spus, pot ieși mai devreme din carantină dacă am interes. Și dacă se poate, evident. Bun. Deci, cam asta a fost ce am vrut să vă spun, să vă arăt. Voi scrie aici undeva cum a ieșit testul. Voi aștepta, evident, până mâine când îmi vine rezultatul și o să vă spun. Îmi doresc mult și mă rog ca Iani să fie în regulă. Și da, o să vă fac eventual un update după ce ieșim din carantină, să vă spun cum i-a mers lui Iani și să vă spun efectiv cum a fost toată această izolare, această carantină. Până acum e totul ok, stăm de aproximativ 3 zile, asta e a patra. A fost ok, mi-e milă de el că nu-l pot scoate afară la plimbare, îl pot scoate pe balcon. Lui o să-i se pară ok, sigur că de obicei acum nu mai mergem cu căruțul, mergem doar pe jos, că el vrea pe jos și atunci nu ne mișcăm prea mult, adică nu mergem pe distanțe lungi și de obicei prin jurul blocului găsește pietricele să se joace și așa. Ce vreau să vă spun este că oamenii care ne-au luat, care mi-au făcut testul în fine, erau super ok, adică nu erau îmbrăcați așa ca și când s-ar fi dus pe lună în spațiu. Aveau doar mască și mănuși, dar chiar îmi amintesc că atunci când în 2020 am fost bolnavi cu toții, mami s-a simțit foarte rău și a trebuit să meargă în spital să primească oxigen și în momentul în care am sunat la ambulanță și au venit, le-am spus, vedeți că este pozitivă și ei, știți sigur că e pozitivă? Cred că s-au gândit că doar probabil după simptome și zic, da, este, a fost testată și ei aveau mască și zic, ok, și își pun mănuși și atât, nu și-au luat niciun combinizon sau ceva. A fost, adică eu mă așteptam la altceva văzând mereu pe internet sau la televizor că știți cum sunt îmbrăcați, cel puțin în România, poate la început doar, și mă așteptam la ceva de genul, însă nu a fost. În fine, da, știu cum e, am lucrat în domeniul medicinei aproximativ 5 ani și, oricum e greu să te protejezi dacă ai zilnic contact cu astfel de situații. Bine, nu am lucrat pe timpul pandemiei, chiar la început am fost însărcinată și am stat departe de locul de muncă. Pentru că, mă rog, așa am fost sfătuită și am primit hârtie de la ginecolog. În fine, altă poveste. Cam asta a fost. O să vă fac update, v-am spus, când ieșim din carantină. O să vă spun cum i-a mers lui Ianis. Mă rog și sper ca să-i meargă bine. Pentru că dacă nu e ok, nu mă pot duce cu el la spital sau ceva. În fine, nici nu vreau să mă gândesc. Sper să fie ok. Toată lumea care a avut până acum Omicron au fost ok.
doar dureri de gât, așa, am ce-mi trebuie acasă, medicamente pentru el și mă rog să fie ok. Mulțumesc pentru vizionare și v-am spus, o să vă anunț cum decurge totul. Mua.